ziua, sunt Julian P. și bine v-am regăsit la emisiunea mea de Lifestyle. Pentru că se apropie Valentine's Day, m-am gândit să vă ofer o emisiune cu specific de Valentine's Day. Alături de mine o am pe cunoscuta creatoare de modă, Inga Valeri. Bună, Inga! Bună, bună! Ce mai faci? Bine, cu tine! Mă aflu în showroom-ul creatoarei și vreau să o întreb, cum ți-a venit ideea să-l deschizi? Deschizi. Și de ce? Showroom. Da, nu? Am început să creez în România, când am ajuns în România. Noi trăim aici, cred că 14 ani. Și ultimele 5 ani am gândit despre să creez, că mie place și multe prieteni a vrut să ia haine care creez. Și am început că am creat la studio meu, la unde trăim, unde stăm, unde e casa noastră. Și în Rusia, nu? Sau? Nu, în Israel. Dacă Israel. Eu vorbesc despre unde noi stăm acum, la apartament, știi? București. Și avem apartament foarte mare și am avut o camera mea specială pentru studio și am făcut toate designurile mei acolo. Și am avut foarte multe comenzi de la prieteni, de la prieten lui prieten și așa departe. Și am gândit, de ce nu deschid un magazin frumos în zona frumoasă, că mie place este zona o zonă asta, foarte frumoasă. Da, în centru și am încredere în zona asta. Sper că face ceva frumos aici. Și showroom-ul, cât și magazinul ei, sunt minunate și foarte frumoase decorate. Mulțumesc mult, mulțumesc. Când s-a născut pasiunea ta pentru designul vestimentar, poți să ne spui? Da, sigur. Când am avut 7-8 ani, când am fost în școală, primele clase, am început să creez pentru mine și că am vrut să fiu ceva diferită de alte colegi. Și nu am avut mașina de cusut. Am cusut cu mâna pe pantaloni, am tăiat haine lui părinții mele și am cusut cu mâna. Nu te-au certat? A fost... Nu, știi ce? De ce nu a certat? Că am calcat foarte frumos, sau am făcut, până mama vine din muncă. Am calcat, am pus frumos pe canapea sau undeva și le-a când arătat. A venit, a văzut că asta a fost rochia mea, acum este nu știu ce. Și așa a fost. Surprinsă. Da. Și numai după mulți ani am cumpărat mașina, că atunci trebuie să sta, știi, să la scriu. La ce vârstă ai creat prima ta ținută? 7-8 ani. 7-8 ani. Cam micuță, da, dar da. Talentată. Da, atunci, știi, tot vine cu experiență. Care este stilul creațiilor tale? Ce te inspiră? Stilul nostru este stilul non-conformist, cu multe culoare și energie. Încerc să creez piese care potrivește și cu sport și cu elegant. Pur și simplu creez haine care vreau să îmbrac eu, știi? Și am încredere în mine și am încredere în haine mei. Și mie place să joc, știi? Joc, că pot să, cum am zis, aproape toate piese pot să merg cu toc și cu sport. Deci toate ținutele pe care le ai se pot adapta ușor la, exact, la un pantof. Mergi la office, pui haine cu pantofi care vrei, după poți să iei cu tine în mașină un pantofi sport și după mergi în parc, știi? La foarte plimbare, tare. Știi? Cred că este o ținută care se adaptează acestor timpuri, pentru că
cu COVID-ul acum. Exact. Poți să folosești și la pijama și după pui toc și mergi la... Mergi la treabă. La treabă, exact. Ai culori preferate? Pe ce culori mergi tu în general când creezi ținutele? În general nu verific ce culori o să fie în an următor, să știi. Că mie place să combinez, dacă mie place culoare gri foarte mult, argintii, tot ce știi, așa, negru, iubesc. Și eu aur. Iubesc negru. Exact. Auriu, multe culoare colorate, știi? Mie place galben, albastru deschis, un fel de, știi, culoare așa, crazy colors. Spunem, tot ce face viață, culoare de viață, știi, care pui și e, lucrurile simți, colorate, da, în general. Și simți frumos în ei. Te-a inspirat vreun designer vestimentar recunoscut, cum ar fi Dulce Cabana, Versace, ai avut sau ai mers pe propriile tale idei? Nu știu, știi, toate designerele are combinație de undeva, să eu niciodată nu am copiat pe cineva. Numai e că sigur că dacă am văzut un film și am plăcut o rochie, am avut inspirația din atunci, știi, sau probabil câteva elemente din rochia asta am pus în haine care am creat, sau volane, sau știi, ceva sigur că a fost, am inventat din atunci, din acolo. Dacă eu niciodată nu știu ce, dacă încep să creez, nu știi ce, nu știu ce o să iasă, știi? Foarte tare. Tăiam, combinam cumva materiale, dacă nu este suficient material, pot să pun alt material și ies mai frumos, știi? Așa este la mine. E foarte interesant. Ce-ți place ție să porți? Îți plac lucrurile elegante sau mergi mai mult pe sport? De zi cu zi, da, de zi cu zi merg cu sport, că mie place să merg mai lejer, știi, așa că nu se vede ca un fel de... Dacă și eu să fie, ca o să fie sexy, nu, mie place și elegant, e depinde de simțirile mei, știi? Depinde de ce ai de făcut în ziua exact, respectivă. Cum, da. Cum simt astăzi? Nu știu, astăzi vreau să, că nu se vede pe nimeni, atunci merg cu ceva ca nimeni nu se vede pe mine, știi? Dacă vreau să fiu deschisă la public, univers, la public, atunci pun ceva care, ca, nu știu. Ce nu-ți place ție să porți? Ai vreo ținută care... Tocuri. Serios? Da. Trebuie să folosesc, dacă atunci folosesc, dacă normal nu. Mie place pantofii mai comode, știi, așa, și frumoase și comode, că pot să, e unicate, știi, mie place lucrurile unicate, asta fac și pentru clienții mei și pentru mine. Fiind designer vestimentar, cred că este normal să se întâmple adevărat, aceasta. da, adevărat. Ce se poartă anul acesta? Poți să ne spui care sunt trendurile? Pentru că ușor, ușor s-au mai luat restricțiile, ca să spun așa, și cred că lumea o să înceapă să iasă. Sper că nu să meargă numai cu pijame sau costume sportive, da. Culoarea o să fie mai spre mat, așa, mai liniște, nu știu cum să spunem. Culoare mai... Liniștitoare, nu foarte puternice ca culoare, știi? Alb, bej, așa, spre bej mult, negru, sigur, verde dacă light, știi? Dacă toate culoare colorate, numai e ca mai light, așa, mai, cum să spunem? Ea vorbește limba română puțin mai greu, pentru că s-a născut și a crescut în Rusia. Da. Deci este rusoaică. Nu culoare care screaming.
Deci nu culorii care ies în evidență foarte mult. Exact, asta vreau să spun. Exact, adevărat așa. Mulțumesc, Julia. Negru, o să fie și materiale mai lejere, ținute mai lejere anul ăsta. Mai vaporoase de vară. Adevărat, da, cu multe volane, cu multe combinații din culori, pot să fie toate culori, cum am zis, ca spre bej, așa. Dacă pot să fie și cu flori, și cu sclipici, și cu orice piele, o să fie foarte puternic. Piele colorată, neagră, la fel, culori mai liniștitoare. Mai liniștitoare. Știu că ai îmbrăcat multe vedete autohtone. Poți să ne dai câteva nume? Sau? Sigur. Adina Postelnicu, prietena mea bună, Elena, Elena Ionescu. Ionescu. Stai. Claudia Ghitulescu. Roxana Nemes. Cine a fost? Am multe nume că nu-ți mai aduce aminte, da, pentru că nu poți să-i ții. Da. Ai avut vreo colecție pe care ai lansat-o anul trecut? Da, am lansat la o la succes anul la gala oamenilor de succes a fost anul trecut. Da. Sau a fost colecția mare cu jachete, cu fac colecție, nu fac colecție 2 ori pe an, știi, ca normal. Fac fiecare dată fac ceva nou, să pot clienții noștri pot să găsește la magazin fiecare dată ceva nou, știi? So, dacă deci nu faci colecție o dată sau de două ori pe an, îți place să crezi în continuu. Exact, da, în general facem colecție din 2 ani, 2 ori, da? Sunt colecțiile mari de care vorbim, pe exact, care le-ai avut exact, anul trecut. Da. Ce ai avut mai exact în colecție? Jachete, am avut rochie, jachete, salopete, rochie, pantaloni, fuste, bluze, jachete lungi, jachete scurți, jachete un fel de rochie, umflate, bombere, știi? Multe, multe, multe. Cum vezi tu femeia care poartă, care îți poartă brandul? Cum o vezi ca și personalitate? Femeia puternică, ca mine. Ești o femeie puternică. Frumoase. Femeie care are încredere în ei. Știi? Care nu frică să spune ce gândește, ce vrea să face, ce stilul viaței are. Femeie care iubește. Știe să iubește. Să iubească. Pe ea și pe alți, știi? Femeia. Știi, în cuvinte femeia. So, nu, asta e, spune foarte, foarte puternic. Anul acesta ai de gând să lansezi vreo colecție? Sigur. Poți pregătesc să ne dai ceva, câteva detalii sau este... Nu dau. Nu dai? Da, da, sigur. O să fie, cum am zis, culori lejere, haine lejere, mai așa angel, știi, mai puțin folosesc anul ăsta piele, că nu o să fie catwoman, o să fie mai așa prințesa. Și anul acesta mergi pe beauty mai mult. Pe beauty, pe, știi, pe feminină mai mult, așa, mai... O să fie multe costume, ca cu pandemia nu e gata. Da? Să sperăm că o să treacă. Creez și costume frumoase, știi? Nu ca pijama, ceva mai așa. Știu că tu ai în colecția ta anumite traininguri. Uh-huh.
care sunt foarte frumoase, pe care le poți purta ziua și au un stil așa mai casual, le poți accesoriza cu orice fel de bijuterie, mm-hmm, sau poți să o faci sport. Adevărat, da. Sau să fie ținută elegantă. Mulțumesc! Da, da, putem să folosim și cu, și cu toc, și cu orice pantofi. Atunci când creezi, îți vine inspirația pe moment sau îți ia câteva zile, săptămâni, ore? E depinde, știi că pot să fie odată am vrut să creez ceva pentru mine, că nu am, că acum am gândit că am nevoie, știi? Și atunci merg, tai, nu știu ce fac repede. Și atunci folosesc pe câteva materiale care este din colecție, care gândesc că o să fie în anul ăsta. Și merg afară și atunci ce se ved poate? Cum, știi, cum lumea vede. Și atunci spun, bine, fac și pentru magazin, știi, pentru colecție, pentru... pot să fie momente când am avut, nu știu, am văzut un film, am plăcut ca o persoană cum a fost s-a actrisa plăcut, da? Sau da, și gândesc că să pot să fac ceva similar, știi, ceva asemănător, că mi-a plăcut, știi, ceva ca acum, de ce am zis că ceva lejer, așa, ca feminină, că am văzut un serial frumos și deci din de acolo toată inspirația. Am plăcut foarte mult. Știu că ai și doi copii minunați. Le-ai creat până acum hainuțe? Sau ei? Tu? Sau pentru ei? Tu, pentru ei, dacă ai sigur, creat. Sigur. Jachete, pantaloni, bluze, tot. Pentru băiat și pentru fetiță. Fetița, crezi că îți va călca pe urme? Este îndrăgostită de partea cu designul vestimentar? Cu designul, nu, ea vrea să lucrează cu mama, a zis. Când deci o să mare. Scași și pe urme. Da, da, da. Dacă, vedem, băiat meargă cu calculator, cu informatică, cu robotică, cu toate astea, sau e matematică. Și fetița, cred că cu design, așa, știi? Deci o să avem încă o mică Inga Valerie. Pot să fie, da. Nu o să fie Inga Valerie, o să fie Michel. Știi? Pentru că urmează Valentine's Day, așa cum v-am spus la începutul emisiunii, Inga o să ne prezinte niște ținute adecvate pentru această sărbătoare, pentru că este februarie, este luna dragostei. Și femeile vor să pună în valoare acest lucru, pentru că se regăsesc în această lună, ca să spun așa. Adevărat. Vor să-și pună în evidență frumusețea și să etaleze cele mai frumoase ținute pentru a-și impresiona iubitul, dacă au sau oamenii din jur. A intrat prima ținută, poți să ne dai detalii despre ea? Sigur că da. Salopeta lejera, feminina, să vede talia, frumos, sexy, să vede că ea simte foarte sexy în ea și foarte frumoasă. Poate să fie folosită și cu toc și cu sport. Spun că salopeta sport chic. O pot purta fetele atât ziua cât și seara, poate fi accesorizată sigur. Și cu toc și cu un sneaker sau un Adidas. Adevărat, da. Sau balerin. Asta e stilul meu, exact. Cum, da. Cum mie place, știi, să îmbrac de zi cu zi. Ai și mai multe culori? O să fie, da, o să fie multe culori. Asta e prima, am făcut câteva zile înainte. Sigur că ies și cu alte culori și cu alte materiale. Dacă asta e un shape care mie place foarte mult și cred că e foarte confortabil. Și foarte frumos. Și frumos, da. Atât modelul cât și ținuta. Și model.
intrat și a doua ținută. Poți să ne dai detalii și despre această ținută? Sigur. Să avem jachetă, rochie și mască, fashion mask. E, masca e foarte ușoară să portată, lucioasă, are și captușeală și partea de afară. Jacheta cu frumoasă, mie place de nebunie. Este foarte frumoasă. La fel, poți să jacheta sport chic, poți să folosești și cu toc și cu sport și cu orice pantofi. Pentru primăvară, nu e caldă. Rochia lejeră cu buzunari. Așa, cu curea. Se poate purta și gen office? Sau? Și gen office, și cu toc, și cu, cum am zis, cu orice pantofi. A intrat și a treia ținută. Poți să ne dai mai multe detalii despre material și ce ai folosit? Mm-hmm. Rochie bufată din material creponat cu fermoar. Poate se deschide penela. Așa. Mască la fel lejeră s-a pus. Cu floare, cu două fețe, una captușală, una cu floare. Este mai mult pentru evenimente. Asta e mai mult, da. Știi ce? Dacă pot să meargă și cu pantofi sportic, feretoc. Sau și asta, sau cu balerin, feretoc. Foarte sexy. A intrat și ultima ținută. Văd că este ceva tot în genul ca și până acum, sport și elegant. Costum din două piese. Cu elemente din paiete, buzunare și parte din mânecă. Lejer, foarte comod. Ce material ai folosit? Este catifea, văd. Catifea, da. Asta e important că e comod. Și la fel poți să folosești și cu top și cu... orice. Nu te încurcă atunci când pui paiete peste catifea? Nu este greu de obținut? Nu cred. De ce? Pentru că vorbești despre spălare? Sau și spălare. Și... pentru folosire sau pentru mine cum cos? Mă refer și pentru spălare, pentru cei care... Nu, nu trebuie. Pui la o pungă și în mașina de spălat și... Deci nu există riscul ca să cadă paietele. Nu, ca calitate de materiale și de ce folosesc e foarte bună. Nu este riscul. Și în caz că se întâmplă ceva, clienți pot să vină la mine și rezolva probleme. Ca niciodată nu se întâmplă așa ceva, dacă știi. Nu poți să spui niciodată că... asta este. Asta e viața. Acestea au fost ținutele pe care Inga ni le-a propus pentru Valentine's Day. Poți să ne spui dacă ai ceva pentru urmăritorii noștri, dacă ai ceva de spus. Am încredere în voi. Voi. Sper că tot o să fie perfect pentru voi și pentru noi și pentru toată lumea cu acest virus. Exact, cu COVID. Iubesc pe voi și aveți grijă. Unde se pot găsi ținutele? Doar aici sau pot să achiziționeze și online? Și online, sigur,
să avem, poate să găsește pe noi pe site-ul nostru ingavalerie.com sau avem și ținute pe IMAG, avem și pe Fashion Up și pe alte site-uri. Deci atunci când vreți să achiziționați vreo ținută de la Inga Valerii, puteți să accesați orice site de la Instagram, Facebook, IMAG și alte site-uri pe care apare numele ei. Îți mulțumesc frumos că ai acceptat, ne-ai primit pe noi la tine, de fapt, în showroom-ul tău și ai acceptat această propunere. Cu mare drag. Te mai așteptăm cu noi vești, noi ținute și pentru evenimentele următoare. Poate și Paște, de ce nu? Pentru că se apropie și primăvara și cred că femeile o să vrea să le spui ceva despre noul trend și ce se va purta de Paște. Sigur. Mulțumesc mult și eu. Îți mulțumesc frumos. Am fost Julian P. Rămâneți alături de mine în fiecare luni, așa cum v-am obișnuit, doar la Art FM.